Bună dimineața și bine v-am găsit la Haul Săptămânii. Este ora 8 și astăzi vorbim despre ce măsurăm atunci când ne gândim la KPI. Măsurăm ce trebuie să scadă, trebuie să se rezolve, măsurăm cum rezolvăm problemele sau măsurăm ceea ce vrem să crească. Ei bine, după cum vedeți, am schimbat puțin ambianța. Am foarte multe plante în jurul meu. De ce am foarte multe plante? Pentru că plantele sunt cresc atunci când le acordăm atenție, când le udăm, când le îngrijim, când scoatem buruienile și așa mai departe. Bun, dar în momentul în care iei buruienile din jurul unei plante ca ea să crească, ce faci? Măsuri câte buruieni ai luat? Nu! Te uiți la cum a crescut planta. Fie că este o floare, fie că este un pom sau legume, fructe și așa mai departe. Asta vă recomand să faceți și în firmele voastre. Uitați-vă cu atenție ce probleme aveți, ce vreți să rezolvați, ce anume vreți să obțineți de la măsurile pe care le luați. Și când măsurați, când faceți evaluări pentru motivarea oamenilor, pentru bonusarea lor, pentru recompensarea lor, vă rog să găsiți acele KPI-uri care exprimă creșterea, nu diminuarea. Dau niște exemple. De exemplu, în logistică sau în depozit. În depozit ne deranjează foarte tare greșelile care se fac în evidența stocurilor. Și atunci primul impuls este să măsurăm câte greșeli am avut luna trecută, să zicem 100 de greșeli, sau câte lipsuri de stoc am avut și să măsurăm luna asta și să sperăm că ele scad. Eu vă recomand să faceți exact opusul și anume să măsurați acuratețea de stoc, adică dacă aveți lipsă de stoc 2%, să zicem, care e una mare, atenție, atunci luați în considerare că ați avut acuratețe de stoc 98% sau 98,55%, e bine să o faceți cu două decimale, cel puțin. Și luna viitoare măsurați din nou și vedeți că ați ajuns la 98,65% și recompensați faptul că a crescut ceva pozitiv și anume acurateța de stocuri. La fel pentru livrări. Se greșesc livrări la clienți. Măsurați acuratețea cu care se fac livrările la clienți. Dacă din 1000 de livrări s-au făcut corect 980 de sau 970 de livrări, aveți acuratețe 97%. Da? Deci vă recomand să vă uitați la treaba asta. Mi-aduc aminte că de mult când aveam echipă de vânzări și când aveam o mare sumă la neîncasatele la timp. Da? Adică sumele care nu le încasam la timp. Și mă deranja foarte tare că ele erau numite neîncasate. Adică parcă era o promisiune cum că ele nici nu se vor încasa vreodată. Și de atunci le-am schimbat numele, le-am numit de încasate. De ce? Pentru că ele urmau să fie încasate. Da? Deci ele erau neîncasate atunci, dar noi vroiam să le încasăm. Și ele nu s-au mai numit neîncasate la timp, s-au numit de-încasate. Da? Și măsuram nu cât reprezintă aceste de-încasate din total încasări, ci măsuram cât am încasat din total ce trebuia încasat și vroiam să creștem acest procent. Vroiam să creștem suma încasărilor la timp din suma tuturor creanțelor pe care le aveau clienții noștri. Adică datoria ale clienților noștri la noi. Uitați-vă cu atenție la treaba asta, uitați-vă la cum măsurați în prezent ceea ce nu vă place, ceea ce nu vă produce bucurie. Nu ai cum să sărbătorești faptul că a scăzut ceva. E foarte greu să... Uitați-vă la mine. Eu, de exemplu, îmi tot propun să scad în greutate. Nu o să sărbătoresc căzutul în greutate. Trebuie să-mi găsesc o altă modalitate de a
măsura acest lucru. Măsurați ce crește, nu ce trebuie să scadă. Și astfel veți avea energie pozitivă, veți avea oameni care trag motivați la obiectivele voastre. Acesta a fost aha-ul acestei săptămâni. Vă aștept cu comentarii. Vă rog să dați share și să comentați dacă v-a plăcut. Ajută foarte mult să vadă și colegii voștri aceste înregistrări și prietenii voștri antreprenori. Eu vă las aici cu gândul că ne vedem luni de la ora 8 din nou cu aha-ul săptămânii care vine. Până atunci urmăriți-mă pe Facebook, am în fiecare zi aproape câte o postare interesantă cu ceea ce învățăm din ce lucrăm eu și clienții cu care lucrez, echipele de clienți cu care lucrez în antrenamente, în conducerea afacerii și coaching individual. Vă mulțumesc, ne vedem săptămâna viitoare din nou!